După cum v-am obișnuit deja, acesta este un disclaimer. Un disclaimer despre care țin neapărat să vă aduc aminte la fiecare parte a videoului despre povestea mea. Povestea despre lupta cu cancerul de sân triplu negativ. Tocmai pentru că este extrem de important pentru mine ca voi toți să înțelegeți și să interpretați corect informațiile pe care vi le exprim eu aici și să nu permiteți ca vreuna dintre ele să vă afecteze într-un mod negativ viața. Toți cei care deja l-ați vizualizat și l-ați înțeles, puteți să treceți mai departe spre a viziona videoul propriu-zis. Iar tuturor celorlalți vreau să le transmit mesajul că chiar dacă această experiență este 100% reală, ea nu este neapărat și un exemplu de urmat. Pentru că nu există o rețetă a succesului general valabilă. Cu toții suntem foarte și foarte diferiți. Și este important ca orice situație din viața noastră să fie abordată exact din această perspectivă. Vreau să țineți cont de faptul că fiecare terapie și tratament care au fost implementate au fost foarte și foarte bine documentate și de fiecare dată s-a efectuat o evaluare și o monitorizare constantă a stării mele de sănătate, atât înainte cât și după, cât și pe întreg parcursul implementării acestora. Am făcut de fiecare dată o pregătire atât fizică cât și psihică pentru a nu produce mai multe daune și stres organismului meu. De asemenea, vreau să fiți conștienți de faptul că și terapiile naturale pot fi toxice dacă sunt efectuate necorespunzător. Așa că vă recomand ca de fiecare dată să cereți sfatul unui profesionist în domeniu. Pe parcursul acestor 5 ani am studiat foarte și foarte mult organismul uman și chiar și dincolo de acesta și continui să o fac cu și mai mult entuziasm, dar vreau să știți că nu sunt medic și nici nu am studii medicale. Pe de altă parte, sunt licențiată în economie și absolventa masterului de gestiune afacerilor financiar bancare, interne și internaționale și de asemenea licențiată în psihologie și absolventa masterului de psihologie clinică, hipnoză și terapie de scurtă durată, dar nu sunt psiholog pentru că nu sunt înregistrată la Colegiul Psihologilor din România, pentru că am ales o altă cale, o cale care cred că mi se potrivește mult mai mult. Din toată pasiunea mea pentru tot ce există sănătos pe acest pământ, am ales ca să mă certific internațional ca și nutriționist holistic și lifestyle coach. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit în cea de-a 7-a parte și ultima a videoului despre povestea mea. Povestea despre lupta cu cancerul de sân triplu negativ. În această parte o să vă povestesc despre tot ce a urmat după, despre stări, trăiri, emoții și tot prin ce am trecut înainte de cea de-a 5-a operație, care a fost de mastectomie unilaterală cu reconstrucție imediată, despre recuperarea de după, despre evoluția celor blocuri de adenopatie mediastinale despre care v-am povestit în partea anterioară și despre rezultatul ultimului computer tomograf, despre cea de-a 6-a operație care a fost de reconstrucție și augmentare mamară și recuperarea de după și despre multe și multe alte obiceiuri noi pe care le-am implementat în stilul meu de viață pentru ca să-l aduc la un alt nivel, pentru ca să-mi ajut organismul ca să facă față acele toxicități pe care celulele canceroase o induseseră în corpul meu. Treceam prin momente grele, poate cele mai grele momente din viața mea de până atunci, pentru că eram complet singură și trebuia să mă împart între mine și nevoile mele și Marky și nevoile lui, între munca la clinica Estet pe care am fondat-o împreună cu fostul meu soț în anul 2018 și volumul mare de informații și task-uri pentru cursul de nutriție pe care îl urmam în acea perioadă, între deficitele financiare pe care le aveam și costurile atât de ridicate ale operațiilor pe care urma să le fac. Și cu toate acestea, eu știam foarte și foarte clar tot ceea ce urmează să fac, dar în continuare mi era atât de greu să accept tot ceea ce trebuia să fac. Și eu nu sunt un om al regretelor și niciodată nu am fost. Și știam, eram conștientă că trebuie să fac lucrurile într-așa un mod încât să nu regret absolut nimic după și să pot să fiu eu liniștită și împăcată cu toate alegerile pe care urma să le fac. În singurătate m-am redescoperit pe mine și am învățat să mă agăț de fiecare oportunitate care mi se ivește, pentru ca ziua de mâine să mă găsească mai puternică, mai luminoasă, mai fericită și mai împlinită, înțelegând că fiecare acțiune, oricât de mică nu ar fi aceasta pe care o întreprind astăzi, împreună cu toate celelalte pe care le voi întreprinde în următoarele zile, se vor concretiza în ceva mare în viitorul apropiat. Și din acest motiv am tras de mine zi de zi, chiar și atunci când nu am mai putut, pentru ca să pot să-mi duc toate task-urile la bun sfârșit. Am învățat că doar eu sunt unica persoană care poate să știe ce este corect și potrivit pentru mine și nimeni altcineva nu poate să știe acest lucru în locul meu. Și de asemenea am învățat să mă pun pe primul loc în fața tuturor responsabilităților pe care le am, înțelegând că dacă eu să fiu bine și toți ceilalți din jurul meu care depind de mine vor fi bine și voi reuși
să-mi ating toate obiectivele pe care mi le propun. De asemenea, am învățat că atunci când am impresia că nu mai pot și că sunt la limita puterilor mele, mai este încă loc de multe să mai pot. Și că orice situație, oricât de negativă nu ar fi aceasta, ea o să treacă cu timpul. Și o să vină altele, mai bune sau mai puțin bune, dar partea cea mai bună este că noi suntem creatorii vieții noastre și că doar de noi depinde cum aceasta o să arate în prezent și în viitor. Așa că aveți grijă, dragilor, de fiecare dată și încercați să găsiți în voi puterea necesară ca să puteți să faceți cât mai multe lucruri zilnic, ca viitorul vostru să fie unul bogat și exact așa cum vi-l doriți voi, pentru că voi, doar voi sunteți cei care puteți și sunteți în măsură ca să îl creați exact în momentul prezent în care vă aflați. Așa că încercați acum să faceți cât mai multe lucruri pentru voi. Lucruri care vă satisfac și care vă creează maximă plăcere. Pentru că în așa fel și viitorul vostru va fi unul exact așa cum vi-l doriți. Am descoperit cât de frumoasă este viața atunci când te simți liberă în tot sensul acestui cuvânt și m-am eliberat de toate gândurile și credințele limitative și obositoare, de importanța atât de mare pe care o dădeam părerilor tuturor celor din jurul meu. Și am învățat să spun nu atunci când trebuia să fac un compromis mult prea mare și să trec peste mine. M-am eliberat de frici și gânduri negative și am ales să trăiesc doar emoții frumoase și să le amplific. Și niciodată, indiferent de situație, de orice situație prin care viața m-ar trece, să nu dau curs acelor emoții și stări negative de o vibrație joasă, pentru că ele ar putea să mă arunce într-o propaste din care mi-ar fi foarte și foarte greu să ies. Am înțeles cât de important, pe lângă nutriție, sport și emoții, sunt oamenii și relațiile în care ne aflăm și că alegerile, toate alegerile pe care le facem noi zi de zi, ne aparțin 100% și totul depinde doar de noi. Oricât de greu nu ar fi să credem toate aceste lucruri, noi suntem unicii care putem să decidem în acest moment ce este bine și ce nu este bine pentru noi și ce ne dorim cu adevărat să facem și să facem exact ceea ce ne dorim cu adevărat și niciodată să nu trecem peste noi, să nu facem compromisuri mult prea mari, astfel încât să ne pierdem și după să ne fie foarte și foarte greu ca să ne regăsim. Simțeam că m-am apropiat foarte și foarte mult de acea luminiță de la capătul tunelului pe care o zărisem eu încă acum 5 ani când a început totul și înțelegeam că mai sunt încă câțiva pași puțin de parcurs până acolo ca să depășesc întreaga situație cu succes și să ajung să mă bucur de toate momentele frumoase din viața mea și să nu mai permit ca toate acestea să fie umbrite de astfel de evenimente. Aveam un sentiment puternic că în sfârșit totul urma să se termine și că o să vină momentul în care o să pot să-mi spun povestea, să mă deschid în primul rând în fața tuturor celor dragi mie de care m-am ascuns timp de 5 ani, pentru că este cumplit să treci prin astfel de momente singură, dar și mai greu este să te ascunzi de oamenii dragi ție, să fii mereu stresată de ce faci, cum te exprimi, cum te îmbraci astfel încât să nu fii descoperită. De fiecare dată mi alegeam hainele cu grijă ca să nu se vadă niciun capăt al cicatricei mele, ca să nu apară întrebări și îngrijorări în inimile lor. Am refuzat de atâtea ori oameni și nu am reușit să fac lucruri și nu am putut să le exprim argumentele care stăteau la baza tuturor acestora. E greu să zâmbești și să spui că ești bine atunci când poate nu ești. Și dacă toate acestea te-a mai prins și în momente în care tocmai ai aflat vreo veste nu tocmai pozitivă, este și mai greu, pentru că oricât de puternic nu ar fi un om, el tot trece și prin astfel de momente. Momente în care parcă simte că ar ceda, momente în care simte că parcă nu mai poate și că este la capătul puterilor sale. Dar doare atât de mult, pentru că până în acel moment a făcut atât de multe lucruri și mai are atât de multe de realizat și mai are și un copil de care trebuie să aibă grijă și care are nevoie de mama lui adevărată. Ajunsesem într-un moment al vieții mele în care simțeam că am evoluat foarte și foarte mult, atât personal, spiritual, cât și intelectual, atât de mult încât începusem să atrag în jurul meu oameni care să-mi transmită încrederea lor în mine și să-mi spună efectiv că o cale mai corectă și mai potrivită pentru mine, care exista, ei nu văd și că trebuie să-mi continui
drumul cu încredere, să-mi urmez calea pe care mi-am ales-o și nu venea să cred tot ceea ce vedeam și auzeam, pentru că până atunci am așteptat de atât de multe ori ca să primesc măcar un gram de susținere din partea celor din jurul meu. Practic, acesta a fost și motivul pentru care eu nu am avut putere ca să mă deschid tuturor celor apropiați, pentru că de fiecare dată mă descurajau că nu am ales calea cea potrivită și că unica pe care o vedeau ei pentru mine, ca să mă salveze, era aceea să urmez tratamentul de chimioterapie și radioterapie, care în cazul meu trebuiau să fie mult mai puternice, proporțional cu caracteristicile cancerului cu care am fost eu diagnosticată. Imediat ce am ieșit din starea de urgență, am contactat-o pe Roxana Cațianis ca să reiau terapiile cu ea, pentru că acestea mă făceau să mă simt foarte și foarte bine. Mă ajutau ca să mă calmez, ca să-mi revin din acea agitație, din căutarea de soluții. Și de fiecare dată când mă ridicam de pe masa ei, mă simțeam mai puternică și mai energică. Vedeam totul mult mai clar în fața mea și știam exact tot ce trebuie să fac. Și mai mult decât atât, aveam putere ca să realizez tot ceea ce îmi propuneam. Și în sfârșit nu mă mai simțeam singură. Simțeam că m-am regăsit pe mine și că mă aveam pe mine. Și aceasta era cea mai frumoasă realizare, pentru că de acolo totul putea să fie posibil. De-a lungul timpului, tot făcând foarte și foarte multe compromisuri, am simțit că m-am desprins de mine, că m-am îndepărtat atât de mult de mine, încât parcă nu mai eram aceeași persoană, încât parcă un străin trăia viața mea. Și chiar dacă eu în continuare eram o persoană la fel de plăcută și agreată de către cei din jurul meu, simțeam că mă cream artificial, în urma tuturor standardelor impuse de societate și dând atât de multă importanță tuturor părerilor celor din jurul meu. Și nu odată am simțit cu mintea mea parcă nu este de acord și este în totală contradicție de altfel cu toate deciziile și alegerile pe care eu le fac, dar am trecut peste mine pentru ca să le fie bine și celorlalți din jurul meu. Și am ajuns să creez acel cancer în mine, pentru că orice boală începe din mintea noastră și se termină tot acolo. Și să nu uitați niciodată acest lucru. Și am creat cu mintea mea, în corpul meu, acel cancer, care este o boală autodestructivă. Și ca și orice boală, are două căi. Ori te distruge, ori te face mai puternic, motivându-te ca să evoluezi, ca să te autodepășești și ajutându-te să-ți găsești drumul către tine, să te regăsești, să-ți regăsești motivul, scopul divin cu care ai venit pe acest pământ și să ți-l urmezi în cele din urmă. Să ți-l urmezi și să nu permiți niciodată ca vreodată să te mai pierzi pe tine, pentru că cea mai mare pierdere pe lumea aceasta este să te pierzi pe tine, să nu mai fii tu și să simți efectiv, cum v-am spus și anterior, că un străin trăiește viața ta. În cadrul fiecărei ședințe cu Roxana Cațianis, ea îmi descria lumina puternică care se revărsa asupra corpului meu și în special intensitatea acesteia în partea dreaptă a corpului, exact acolo unde se afla și sânul cu probleme. Și cetele de îngeri care se adunaseră atât de mulți în jurul meu și erau îngrijorați și încercau să mă păzească ca nu cumva să mi se întâmple ceva rău în această viață. Și nu odată am simțit cât de puternică este protecția mea divină cu care am fost înzestrată și cu care am venit pe acest pământ. Și sunt profund recunoscătoare pentru aceasta și nu uit în fiecare dimineață și seară să mulțumesc pentru ea universului și puterii divine. Și să știți că cu toții o avem și tot ce trebuie să facem este să avem încredere în ea, să credem în ea cu tărie, în puterea ei. Și doar atunci ea va reuși să-și reverse în viața noastră toate efectele sale pozitive și să ne ajute, practic, să depășim orice obstacol, indiferent de acesta. Mie mi-a mai luat încă o lună. O lună în care eu să lucrez cu mine ca să accept tot ce trebuia să fac. O lună în care am retrăit toate momentele dificile din trecut și am vizualizat viitorul, dar nu am uitat ca să trăiesc în prezent acele ultime momente alături de acele celule sănătoase care mai erau în sânul meu și de care urma să mă despart. Pentru că poate chiar vi se pare tragic modul în care prezint întreaga situație, dar credeți-mă, nu este deloc ușor să accepți să efectuezi această operație. Și chiar dacă de acea mastectomie depindea practic viața mea și poate chiar și succesul ca eu să depășesc întreaga situație, tot mi era greu să o accept. Și eu îmi doream ca să mă prezint la operație acceptând-o, pentru că nu-mi doream ca după să am regrete, că poate nu am făcut ceva înainte și că poate nu am trăit anumite momente și nu m-am bucurat de ele. Eu îmi doream să
trăiesc totul la intensitate maximă, pentru că știam că din operație o să mă trezesc alt om, un om care nu mai are un sân, dar un implant acolo, și nu știam care vor fi senzațiile mele de după. Aveam totuși încredere că voi fi bine, dar nu știam, totul era necunoscut pentru mine și din păcate acest necunoscut în viața noastră ne creează foarte și foarte multe îngrijorări în prezent de fiecare dată. Dar este important să ne ascultăm, este important să lucrăm cu noi ca să acceptăm anumite situații și doar atunci când ne acceptăm pe deplin să le și efectuăm. În toată acea perioadă, și mai exact din mai 2020, am început să consum în exclusivitate apă Kangen și doar în câteva zile am ridicat pH-ul până la 11,5 și îl mențin și până astăzi. Și timp de o lună și jumătate, până la operație, am consumat 5 litri de apă Kangen de 11,5 pH pe zi, timp de 24 de ore. Și am simțit o puternică oxigenare în corpul meu, care mi-ajungea până în creier. Și am simțit cât de profund mă hidratează acest tip de apă. Și practic, citind și informându-mă, am înțeles că este cea mai bună investiție pe care am făcut-o în viața mea, chiar dacă de multe ori mi s-a spus că poate puteam să-mi cumpăr o mașină sau să plătesc 12 rate ale creditului de prima casă, dar eu am simțit că investiția în sănătate este cea mai importantă, mai importantă decât investiția în metale sau cărămizi, pe care cu siguranță le putem obține din abundență, dar doar sănătoși fiind. Și nu am regretat în acel moment niciodată investiția pe care am făcut-o și până în prezent continui să consum apă Kangen de 11,5, nu într-o cantitate atât de mare, dar minim 2-3 litri pe zi. Și știu că a devenit deja un clișeu în rândul tuturor celor care consumă apă Kangen o perioadă mai lungă de timp, dar credeți-mă, nu mai pot să consum un alt tip de apă. Și de fiecare dată când sunt plecat de acasă sau în vacanță, încerc să mă hidratez consumând fructe foarte și foarte zemoase și doar în cazuri excepționale să consum apă din altă sursă. Pe lângă toate aceste lucruri, în următoarea perioadă am continuat să am un regim ro-vegan în proporție de 90-95% și chiar 100% în foarte și foarte multe zile, înțelegând cât de importantă este alimentația de acest tip și cum doar ea ne poate ajuta ca să ne regenerăm organismul și ca să putem să-l ajutăm ca el să facă față tuturor toxicității care se creează în momentul în care o tumoare se dezvoltă în el. Pentru că nu uitați, celulele canceroase nu doar se dezvoltă necontrolat în corpul nostru și afectează organul propriu-zis, dar ele mai elimină și niște substanțe, substanțe care pot fi toxice, substanțe care ne pot aduce multe și multe dezechilibre în corpul nostru. Și de asemenea am continuat să fac sport, sport cu transpirație intensă, ca să pot să elimin toate acele toxine și prin această cale. De asemenea, niciodată nu am uitat să lucrez cu mintea mea, să fiu atentă la emoțiile, stările și trăirile pe care le simt și să amplific tot ce este frumos, să amplific toate acele emoții pozitive de o vibrație înaltă și să încerc să mă îndepărtez pe cât de mult posibil de toate acele emoții negative care ar fi putut să mă influențeze negativ. Și nu odată am observat și atunci mi s-a confirmat a patra oară că imediat din momentul în care descoperi un nodul, oriunde ar fi acesta, efectiv de atunci el parcă începe să crească mai mult, pentru că îngrijorările noastre cresc, stresul crește și practic toate aceste lucruri produc și mai multe dezechilibre și determină ca organismul să nu poată să facă față ca să mențină situația locală și acel nodul practic își permite să crească în toată frumusețea lui. Cu alte cuvinte, din momentul în care am făcut ecografia care mi-a confirmat că în sânul meu se dezvoltă un nodul canceros, care este cea de-a treia recidivă, exact de atunci acesta a început parcă să crească și mai mult în dimensiune. Și ajunsese deja de la o zi la alta să-mi deformeze sânul total și înțelegeam că deja nu se mai pune problema să-mi păstrez sau nu sânul, deja mi-era frică că o să-mi pierd și mamelonul, iar toate aceste sentimente pur și simplu mă dărâmau în acel moment și înțelegeam că trebuie să mă grăbesc. Trebuie să mă grăbesc să lucrez cu mine ca să accept ceea ce trebuia să fac și cât de curând posibil să programez operația propriu-zisă. Constrânsă de întreaga situație, dar mai exact presată de timp, am reușit într-un final ca să accept pe cât se putea posibil, ca să găsesc puterea necesară și curajul ca să programez operația propriu-zisă. Și am programat-o pe 1 iulie 2020 și a fost aceasta de mastectomie unilaterală cu reconstrucție imediată. Și recunosc că și înainte de această operație am avut gânduri ca să mai încercăm încă o dată să efectuăm o sectorectomie, adică o excizare a tumorii împreună cu margini de rezecție sănătoase, pentru
pentru că până la urmă, faptul că în urma celei de-a patra operații s-a reușit acest lucru, în acel loc nu a mai apărut o altă tumoare. Dar cu toate acestea înțelegeam că în urma acelor patru operații s-a excedat atât de mult țesut sănătos din sânul meu, încât dacă aș mai fi făcut-o încă și a cincea oară, mi-aș fi deformat total glanda mamară. Și înțelegeam că o reconstrucție imediată nu s-ar fi putut făcut dacă nu făceam și o mastectomie totală, pentru că ar fi trebuit să aștept în acest caz minim un an ca să fiu sigură că în acel loc nu mai apare un alt nodul, un alt nodul care să reprezinte o nouă recidivă. Și convinsă de toate aceste lucruri, am acceptat într-un final să efectuez acea mastectomie cu reconstrucție imediată. Și din momentul în care m-am programat pentru operație, cu o săptămână înainte am reușit ca să realizez tot ce mi-am propus și să mă pregătesc pentru acea operație. Și practic să efectuez toate analizele și investigațiile necesare și să fiu eligibilă ca să o și fac. Întreaga mea pregătire pentru acea operație a fost dincolo de pregătirea mea fizică și psihică, pentru că eu trebuia să las în ordine lucrurile pe toate planurile. Îmi doream foarte mult să petrec cât mai mult timp cu Marky și să o fac într-un mod cât mai calitativ posibil, fiind conștientă că o scurtă perioadă de timp după operație poate nici măcar nu o să-l văd. De asemenea, trebuia să-mi îndeplinesc toate task-urile până în acel moment la clinica Estet, pentru că după operație, o scurtă perioadă de timp poate mi-ar fi fost greu să mă deplasez. Totodată, trebuia să fac curățenie în casă și, cel mai important, să-mi adun toate proviziile alimentare necesare și tot ce ține de nevoile mele pentru minim o lună de zile, pentru că nimeni nu era să o facă pentru mine, din simplu motiv că nimeni nu știa din familie că eu urmează să mă operez, nici măcar fostul meu soț, care avea doar niște bănuieli. Așa că în săptămâna înainte de operație, pe lângă analize și investigații și consultații pe care le-am efectuat, am făcut și toate acestea ca să mă asigur că recuperarea mea de după operație este în liniște și alături de toate lucrurile de care am eu nevoie ca să pot să supraviețuiesc și să trec peste toate cele dureri și totodată să-mi ajut corpul ca să se regenereze. Și am plecat la acea operație fără să spun, după cum o spuneam, absolut nimic nimănui. Nu am avut nici măcar numărul de telefon al cui din familie să-l dau, pentru că nimeni nu știa că eu sunt acolo. Dar am avut de fiecare dată încredere că nimic rău nu o să se întâmple cu mine ca să fie necesar ca acel număr să fie sunat. Cu două zile înainte de operație am rămas singură. Singură eu cu mine. Au fost două zile în care m-am izolat complet de restul lumii și aproape că nu am comunicat cu nimeni. Și m-am simțit de parcă trăiesc ultimele momente din viața mea. Dar cu siguranță nu erau așa, pentru că dacă aș fi știut că le trăiesc ca fiind ultimele, cu siguranță aș fi făcut tot posibilul ca acestea să fie și cele mai frumoase. Dar așa mi-am permis să-mi trăiesc drama, să-mi trăiesc complet și intens drama pe care o simțeam eu în acel moment. Și mi-am permis să plâng ori de câte ori am simțit nevoia și am simțit-o de foarte și foarte multe ori și foarte intens. Și am făcut-o peste tot în casă, pe canapea, pe scaun, pe pat, pe jos, în baie, în dormitor, în bucătărie, absolut oriunde mergeam și mă aflam. Pentru că am simțit nevoia să mă eliberez de toate acele emoții negative, care o perioadă atât de lungă, de mai bine de 4 ani, mi-au tot umbrit viața. Și simțeam că este momentul în care ele o să dispară, doar că odată cu ele o să ia și o parte din țesutul meu sănătos. Acele celule sănătoase din sânul meu de care mi-era atât de greu să mă despart. Atât de greu încât chiar și în ziua operației am avut tendința ca să sun și să o anulez, pentru că nu eram pregătită să o fac, dar făcusem un efort atât de mare ca aceasta să se realizeze. Efectuasem atât de multe investigații, analize, mă pregătisem complet și eram absolut eligibilă ca să o fac și știam că un pas înapoi nu mai pot să fac în acel moment, pentru că riscam să-mi pierd și mamelonul și întreg sânul într-o scurtă perioadă de timp și să mă pregătesc din nou pentru altă operație ar fi fost foarte și foarte dificil pentru mine și nu aș mai fi avut putere. Îmi aduc aminte perfect dimineața zilei în care s-a efectuat operația propriu-zisă. M-am trezit secată de tot, de lacrimi, de energie și de orice vitalitate. Nu aveam nici cea mai mică putere, dorință sau curaj ca să mă prezint la acea operație. Și peste toate acestea s-au mai adăugat încă două lucruri care mi s-au întâmplat în acea dimineață. Primul a fost atunci când am mers la baie și am văzut în WC mort un gândac de aproximativ 3 cm și jur că nu am văzut până în acel moment în viața mea și nici până acum un gândac de apartament atât de mare. Mai ales în condițiile în care eu până atunci nu am văzut în acest apartament nici măcar unul mic și nu înțelegeam de unde o fi apărut exact în dimineața în care eu trebuia să mă prezint pentru operația propriu-zisă. Și înțelegeam în acel moment
că trebuie să las ca toate cele gânduri să treacă prin mintea mea, dar nici într-un caz să le amplific, pentru că eram la un punct ca să sun și să anulez acea operație. După am mers pe balcon și acolo, spre uimirea mea, am văzut pe toate suprafețele, inclusiv și pe jos, mii de musculițe moarte, care erau la o distanță de un milimetru una de alta, încât nici nu aveai unde să pui un deget ca să nu le atingi. Și nu venea să cred ceea ce văd. Și înțelegeam că deja mă apropii foarte și foarte mult ca să renunț, ca să nu mai merg. Și efectiv în lacrimi am luat aspiratorul și am început să fac curățenie. Dar din păcate toate cele gânduri se amplificau și mă determinau din ce în ce mai mult ca să sun și să anulez operația propriu-zisă și să nu mă mai prezint. Dar m-am oprit și mi-am palpat din nou sânul și am văzut cât de mare este acel nodul. Și practic atunci m-am ancorat în prezent, așa că mi-am luat bagajul și am plecat să mă internez. Din momentul în care am fost internată și până când a început operația, undeva pe la orele 3-4 după amiază, am trăit momente foarte și foarte grele, dificil de exprimat în cuvinte, pentru că eram într-o neliniște continuă, nu știam dacă mamelonul meu va putea sau nu să fie salvat. Pentru că stabilisem împreună cu medicul chirurg înainte de operație că după ce se va exciza sânul împreună cu acel nodul, prin acea cicatrice care nu era deloc comodă, dar el a reușit până la urmă să intre prin ea și să nu-mi creeze alte cicatrici, se va exciza de asemenea de sub mamelon încă o bucată de țesut. O grefă care după va fi analizată la examenul anatomohistopatologic intraoperator și dacă acesta va indica că și acolo există celule maligne, atunci cu siguranță și mamelonul în totalitate va fi excizat. Și toate aceste gânduri pur și simplu mă dezechilibrau foarte și foarte mult în acel moment, dar am mers la acea operație cu o credință, credința că dacă o fac acum, cu siguranță pot să salvez acel mamelon. Practic, acest lucru m-a motivat și m-a determinat pe mine ca să nu anulez acea operație, posibilitatea încă timpurie de a salva mamelonul. Și mi-aduc aminte că ultimele momente înainte de operație le-am petrecut împreună cu Roxana la telefon, care încerca să mă ajute ca eu să însușesc acea afirmație pe care trebuia să o repet în continuu până în momentul în care se va efectua operația și practic anestezia își va face efectul. Trebuia prin acea afirmație să-i mulțumesc acelui nodul că a venit în viața mea, să-i fiu profund recunoscătoare și să-i rămân așa pretutindeni și după să-l trimit în lumină. Așa că imediat ce am închis telefonul și m-am așezat în acel scaun cu rotile și am mers către acea sală rece și luminile mă orbeau și în timp ce am fost legată de acea masă de operație și până în momentul în care anestezia și-a făcut efectul, eu mi-am repetat afirmația prin care am fost profund recunoscătoare acelui nodul că a venit în viața mea și de asemenea l-am eliberat. L-am eliberat pe el și m-am eliberat pe mine de el și după l-am trimis în lumină. Operația a fost una de mastectomie unilaterală cu păstrarea întregimea tegumentului sânului și a mamelonului și de asemenea s-a efectuat și o reconstrucție imediată cu implant siliconic anatomic microstructurat și membrana celulară. Și chiar dacă eu înainte de această operație mi-am dorit ca în cadrul aceleași operații să se efectueze și o simetrizare a sânilor, adică să se introducă un implant și la celălalt sân sănătos unde nu efectuase mastectomie, am decis împreună cu echipa medicală de acolo de la Institutul Sânului, care era formată din doctorul Lucian Rușitoru și doctorița Andreea Meruță, ca să intervenim inițial pe sânul cu probleme și să rezolvăm tot ce este acolo de rezolvat, iar după o perioadă de recuperare de minim 6 luni să discutăm și despre partea estetică și anume despre simetrizarea sânilor, adică să urmeze o altă operație de reconstrucție și augmentare mamară. Și mă bucur atât de mult că am decis să fac acest lucru și o să înțelegeți în continuare și de ce. Pentru un efect estetic mai bun, dar și mai important, pentru o recuperare mai ușoară și mai rapidă de după, am ales ca implantul să nu fie introdus sub pectoral, dar să se folosească o membrană acelulară care practic să-l susțină și să creeze un efect mult mai natural al sânului, care în timp urma să se incorporeze în țesutul meu cutanat și să facă parte din acesta. Și chiar dacă acea membrană a fost foarte și foarte costisitoare, a costat cât ambele implanturi, ea și-a meritat absolut toți banii. Din simplu motiv că recuperarea de după a fost foarte și foarte ușoară, mult mai ușoară decât m-am așteptat eu, astfel încât la o lună și un pic am fost deja în stare
continuare să-mi reiau antrenamentele și să fac sport. Iar sânul meu, sânul arăta mult mai bine decât înainte de operație. Ceea ce m-a determinat ca din acel moment în care l-am văzut să nu regret nicio clipă că am făcut acea operație și toate alegerile de până atunci. Și după această operație am rămas cu acel sân reconstruit care era mai mare de 3 ori decât cel natural și urma ca peste 6 luni, în condițiile în care în acel sân nu va mai apărea niciun fel de nodul care să însemne o altă recidivă, să efectuăm și operația de reconstrucție și augmentare mamară. Și știam că acest lucru o să fie posibil, vedeam și eram absolut sigură în acel moment că acolo s-a încheiat toată acea poveste. Toată acea poveste care m-a chinuit aproape 5 ani de zile. Zâmbind îmi aduc aminte acum de toate acele momente de dinaintea operației care au stors absolut tot din mine, până la ultima lacrimă. Și dacă aș fi întâlnit în acel moment o persoană care să-mi povestească povestea ei, care chiar dacă știu că este individuală, pentru că până la urmă nu există o rețetă a succesului general valabilă pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem foarte și foarte diferiți unul de celălalt, dar măcar o experiență de acest gen m-ar fi încurajat și mi-ar fi dat mai multă speranță că operația va fi una de succes și că nu am de ce să mă îngrijorez de acea mastectomie pentru că sânul meu va arăta mult mai bine după. Și din toate aceste motive mi-am promis încă de atunci și îmi doream să fac acest lucru încă cu mult timp înainte, ca imediat ce voi depăși această situație să-mi adun tot curajul ca să povestesc povestea mea, care poate va inspira și care poate va oferi încredere oamenilor că indiferent de obstacolul pe care îl avem în viața noastră, acesta poate fi depășit și există viață după orice tip de operație sau după orice tip de pierdere, există și aceasta poate să fie una foarte și foarte frumoasă și tot ce trebuie să facem este să ne-o creăm și să o trăim din plin. Și am învățat în urma acestei experiențe că un sân nu definește o femeie, precum nici alte părți ale corpului ei. Și că putem în continuare să creăm, să dezvoltăm, să fim mame, femei, iubite, frumoase și sexy, indiferent de toate acestea. Pentru că frumusețea, sexualitatea, carisma și toate celelalte vin din interiorul nostru, iar exteriorul este doar cel care ca o oglindă le reflectă întocmai. Și atât timp cât ele nu există acolo, în noi, și nu știm să le scoatem la suprafață, exteriorul cât de frumos și perfect nu ar fi acesta, el pur și simplu nu ar avea ce să reflecte. Și orice defect, să știți că orice defect, oricât de mare nu ar fi acesta, el poate fi transformat în ceva frumos și poate chiar să fie și mai atractiv decât a fost. Și a mia oară am conștientizat de câte ori ne fierbem în prezent pentru niște proiecții, niște gânduri negative din viitor, din frica de necunoscut. Pentru că aceasta ne determină să amplificăm niște gânduri negative care riscă să se realizeze întocmai. Pentru că nu uitați, v-am spus de atât de multe ori că gândurile sunt cele care ne creează realitatea în care trăim. Ele au o putere atât de mare pentru că atunci când ne gândim la ceva, ne concentrăm toată atenția noastră într-acolo și toată energia noastră și atunci vă dați seama de unde el are atât de multă putere ca să creeze realitatea întocmai. Dar mai cu seamă atunci când gândul este exprimat prin cuvinte, pentru că puterea cuvântului amplifică practic puterea gândului și astfel se întâmplă ca acel gând să existe, să se transforme mai devreme sau mai târziu în realitatea noastră. Așa că aveți grijă, dragilor, la cum gândiți, la ce fel de gânduri permiteți ca mintea voastră să o ruleze, dar mai cu seamă la modul în care vă exprimați prin cuvinte. Și de asemenea am înțeles că nimic nu este veșnic, totul este trecător. Orice moment, bun sau rău, trebuie trăit din plin, pentru că cu siguranță nu o să se mai repete niciodată. Și trebuie să amplificăm binele, să conștientizăm răul și să ne raportăm la el și să ne aducem aminte de el doar atunci când dorim să ne raportăm la el, ca să înțelegem cât de departe am ajuns și cât de mult am evoluat în dezvoltarea noastră. Și de asemenea am mai înțeles încă un lucru extrem de important, doar că din păcate mi-a luat atât de mult timp ca să-l conștientizez și să-l accept și sper ca măcar voi să-l înțelegeți cât de curând posibil. Am înțeles că a te prioritiza pe tine și nevoile tale nu este un act de egoism, dar este cea mai pură și sinceră dovadă de iubire de sine, fără de care noi oamenii nu am putea să existăm pe acest pământ într-o stare de sănătate perfectă. Pentru că de fiecare dată când îi prioritizăm pe ceilalți și nevoile lor, ajungem să ne țecăm de toată energia și resursele noastre. Și atunci când
ne întoarcem către noi, pur și simplu suntem goliți de toată acea energie vitală și nu mai avem putere ca să ne satisfacem și nevoile noastre și timp suficient ca să ne acordăm nouă înșine. Pentru că de fiecare dată o să apară alți oameni cu alte nevoi. Și noi o să uităm de noi, o să ne îndepărtăm de noi și practic toate aceste lucruri o să creeze diverse frustrări. Frustrări care mai devreme sau mai târziu o să creeze și ele la rândul lor boli în corpul nostru și ne vor aduce în pragul disperării. Așa că încercați de fiecare dată să vă prioritizați pe voi, să vă iubiți pe voi și să vă satisfaceți în primul rând nevoile voastre. Pentru că doar atunci veți reuși să vă umpleți de energie suficientă pentru ca după să puteți să aveți grijă și de cei din jurul vostru și niciodată nu încercați să-i puneți pe alții pe primul loc în defavoarea voastră. Și nu uitați că egoismul este doar atunci când avem pretenția ca alții să ne satisfacă nevoile noastre și nu atunci când ne prioritizăm noi pe noi. După operație am purtat și de această dată un dren, pe care probabil ar fi trebuit să-l port o perioadă mai lungă de timp, doar că eu îmi doream foarte mult să-l am pe Marche alături, așa că la nicio săptămână după operație l-am luat la mine. Și într-una dintre zile ne grăbeam la grădiniță pentru că eram în întârziere și am început să mergem la pas grăbit și chiar să alergăm pe alocuri, eu pe jos și el pe motorul lui. Și dintr-o dată containerul drenului care era între picioarele mele și se balansa acolo puternic s-a rupt de tubul acestuia și a căzut jos în plină stradă și am prăștiat tot acest ser și sânge pe care îl colectase. Și nu vă pot descrie reacția oamenilor din jurul meu care au încercat să mă ajute și erau atât de șocați să vadă toată acea scenă. Eu, între timp, mi-am luat repede drenul, am încercat să leg cum am putut tubul pentru ca să nu se scurgă foarte mult ser și sânge din mine, pentru că eu trebuia să ajung la grădiniță și de acolo în alte locuri în care mi-am propus să ajung. Și poate acum vă dați seama cât de mult m-a ajutat acea membrană celulară, pentru că eu am reușit la nicio săptămână după operație să merg la pas grăbit și chiar să alerg, astfel încât să se rupă și containerul drenului care, credeți-mă, era foarte bine pus acolo și niciodată nu mi s-a întâmplat să rup un dren din toate cele trei pe care le purtasem înainte de acesta. Și m-a ajutat foarte mult, cu alte cuvinte, acea membrană, pentru că recuperarea a fost una foarte și foarte ușoară. În condițiile în care eu nu am luat niciun fel de analgezic după operație, am putut să mă mișc foarte și foarte ușor. Pentru că a insera un implant subpectoral este mult mai dureros și mi-am dat seama de acest lucru în momentul în care am făcut cea de-a șasea operație de reconstrucție și augmentare mamară, când la celălalt sân sănătos implantul mi s-a inserat subpectoral și am simțit atunci diferența de durere între sânul stâng și drept și diferența pe care a făcut-o și modul în care acea membrană celulară, care după cum am spus a costat foarte mulți bani, dar pe care i-a meritat din plin pentru că m-a ajutat atât de ușor să mă recuperez după operație și să pot să fiu capabilă să am grijă de nevoile mele, de nevoile lui Marche și de asemenea să pot să-mi îndeplinesc toate responsabilitățile mele și să fac lucruri poate mai mult decât mi-aș fi imaginat eu că aș fi în stare să fac după operație de o astfel de anvergură. Exact în aceeași zi după ce mi-am rezolvat toate lucrurile, am ajuns și la spital, unde mi s-a scos acel dren, pentru că deja colectase foarte și foarte puțin ser și era posibil să se facă acest lucru. La 3-4 săptămâni după operație am primit rezultatele examenului anatomohistopatologic, care a indicat din fericire că tumoarea a fost excizată în totalitate, cu margini de rezecție sănătoase. Cei drept acestea erau foarte mici, de aproximativ 1,4 mm, pentru că atât de puțin țesut sănătos mamar mai rămăsese în sânul meu după toate cele 4 operații în care s-a tot feliat din el. Și totodată tumoarea ajunsese să fie foarte și foarte mare. Acestea practic au fost argumentele principale care m-au ajutat pe mine ca să accept să efectuez acea operație de mastectomie unilaterală. Într-un final, tumoarea a fost excizată în totalitate cu margini de rezecție sănătoase. Tegumentul sânului păstrat integru, mamelonul salvat, s-a intrat pe aceeași cicatrice pentru ca să nu mi se facă altele. Și sânul arăta mult mai bine decât a arătat înainte de operație și decât celălalt care era natural. Și toate acestea mă făceau atât de fericită în acel moment încât nimic mai mult decât atât nu mi-aș fi dorit. Iar atitudinea medicilor și a personalului medical, care era atât de plăcută și grijulie și care au făcut absolut tot posibilul ca să-mi creeze mie confortul necesar, m-au ajutat ca să pot să trec cu bine peste toate acestea, în condițiile în care eu nu aveam lângă mine pe nimeni din familie căruia să mă deschid, care să poată să mă ajute ca să pot să depășesc toată această situație.
La o lună și jumătate după operație și mai exact pe 15 august 2020 am efectuat prima ecografie de sân. Și poate că este mult prea devreme, dar eu deja având experiența unui nodul care a apărut în mai puțin de o lună de la operație, îmi doream foarte mult ca să știu cu exactitate că sunt bine. Chiar dacă eu în adâncul meu simțeam că sunt bine, mă simțeam într-o stare perfectă de sănătate, dar cu toate acestea îmi doream să mai am și cea ultimă picătură care să-mi confirme că sunt cu adevărat bine și aceasta putea să fie doar acea ecografie pe care să o efectuez atunci. Și din fericire, rezultatele acestea au fost foarte și foarte bune. Nu s-a identificat absolut niciun nodul în sânul meu care să reprezinte o altă recidivă. Din păcate, acei 3 ganglioni care au rămas în axila mea dreaptă în urma limfadirectomiei care s-a efectuat în urma celei de-a 4-a operației s-au inflamat și nu erau inflamați înainte de operație. Dar acest lucru nu m-a îngrijorat pe mine în acel moment. Și am fost plăcut surprinsă de faptul că medicul a fost impresionat de modul în care mi-a fost mie pusă acea membrană și chiar mi-a spus că nu a văzut până în acel moment o membrană să fie pusă mai bine decât cea pe care o aveam eu. Și m-a întrebat cine mi-a pus-o și ce vârstă are persoana care mi-a pus-o, așteptându-se probabil că o să numesc pe cineva care are o vârstă de peste 50 de ani și foarte și foarte multă experiență. Doctorița Andreea Meruț a fost prima din România care a efectuat reconstrucția mamară prin această tehnică cu membrana celulară și a făcut-o de fiecare dată la cele mai înalte standarde și operația mea a ieșit perfectă. Și sânul meu, cum v-am spus, arăta mult mai bine ca înainte și mult mai bine ca sânul care era sănătos și care trebuia să fie și el reconstruit, practic, nu reconstruit, dar simetrizat cu cel pe care eu reconstruisem în urma masectomiei pe care am efectuat-o la ultima operație. Și cu siguranță aș fi putut să permit acelor 3 ganglioni inflamați să-mi creeze tot felul de gânduri negative și stări de anxietate și va chiar mai mult decât atât să mă ducă cu gândul la cele blocuri de adenopatii mediastinale care au fost identificate în noiembrie 2019 și despre care până atunci eu încă nu știam nimic în ceea ce privește evoluția lor. Dar am ales să nu permit tuturor acelor gânduri negative ca să preia controlul asupra minții mele și asupra corpului meu. Și am ales să-mi ascult inima și corpul, care tot îmi trimiteau semnale că sunt bine, că sunt într-o stare perfectă de sănătate. Și mai mult decât atât, că cei 3 ganglioni sunt inflamați doar într-un mod reactiv și cu siguranță cu timpul ei își vor reveni, pentru că eu voi ști cum să fac să-mi susțin organismul meu un stil de viață sănătos pe care de fiecare dată îl voi aduce la un alt nivel. Și asta am făcut. Am încercat să amplific acele gânduri pozitive, să-mi ascult corpul și să mă conectez cu mine. Și mai mult decât atât, exact în ziua în care am aflat despre cei 3 ganglioni inflamați, am plecat în Spania într-o vacanță în plină pandemie și niciodată nu m-am gândit că ceva rău ar fi putut să mi se întâmple acolo sau la întoarcere. Și m-am bucurat de acea vacanță din plin și mai ales de faptul că tocmai îmi susținusem și examenul pentru certificatul internațional de nutriționist holistic. Întoarsă în țară, am continuat un regim alimentar în proporție de 90-95%, la fel cum am avut și în vacanță, doar că aici am reintrodus din nou consumul de apă Kangen cu un pH de 11,5, care este folosită și de către Institutul Anticancer din America. Una sau două mese pe zi erau constituite în exclusivitate din fructe de sezon. Pepene galben, pepene roșu, fructe de pădure, mai târziu prune, strugurii negri și așa mai departe, toate aceste daruri ale naturii de care m-am bucurat din plin. Pentru că o lungă perioadă de timp, multe dintre ele mi-au fost interzise prin intermediul protocoalelor pe care le-am urmat și aproximativ 2 ani și ceva. Și nu aș putea să mă mai lipsesc în continuare de toate aceste daruri ale naturii și nu am de gând să o fac pentru că am învățat cum să le combin corect, când să le consum, astfel încât să pot să beneficiez de toți nutrienții acestora și să pot ca aceștia să-mi susțină organismul și imunitatea ca să facă față tuturor celulelor canceroase care ar putea să se dezvolte sau infecțiilor care ar putea să apară. De asemenea, am continuat să fac fasting-ul total o dată pe săptămână sau cel puțin de 2-3 ori pe lună, iar intermittent fasting să-l mențin ca și fiind parte din rutina mea de zi cu zi și nu aș putea să mă lipsesc de acesta și de sucul de țelină, pentru că am observat în această combinație efectele maxime pe care sucul de țelină poate să mi le ofere, care trebuie de fiecare dată consumat pe stomacul gol. Și îl consum într-o cantitate de aproximativ 300-500 de mililitri zilnic, din aproximativ august-septembrie 2020 și până în ziua de astăzi. Și vă spun sincer, nu aș putea să mă lipsesc, pentru că am observat atât de multe beneficii, pe lângă puterea lui atât de mare de detoxifiere,
tuturor toxinelor și de asemenea metalelor grele, are și un efect antibacterian și de asemenea ajută toate procesele din organismul nostru și am observat efectul lui pe pielea mea în primul rând și felul în care simt eu că mă încarcă cu energie de zi cu zi. La 30 de minute, o oră după acest suc de țelină, consum prima masă de fructe, care de fiecare dată am grijă să fie monofruct, pentru că și fructele nu este bine să le combinăm între ele și doar cu mici excepții, dar cât mai mult încercați să consumați monofruct. Și abia după, care poate să însemne și cina mea chiar, salata, care este foarte și foarte bogată în nutrienți și încerc acolo să introduc diverse frunze, diverse alimente, ca să îmi furnizeze energie necesară de care am nevoie. Și dacă simt nevoia, uneori am și gustări între mese, care pot fi constituite din fructe sau chiar și nuci, dacă simt că am nevoie de mai multă energie, de mai multe calorii. Și de multe ori, pe timpul zilei sau dimineața, după sucul de țelenă, pot să-mi fac și un smoothie, care și acolo introduc diverse pudre cu superalimente, care îmi susțin organismul, care îmi stimulează imunitatea, mi-o trezesc practic, astfel încât aceasta să poată să detecteze absolut orice neregulă s-ar putea întâmpla în organismul nostru, în organismul meu. Pentru că, din păcate, trăim într-o lume care este destul de toxică și mediul și aerul pe care respirăm este toxic. Fructele, legumele sunt tratate cu diverse chimicale și trebuie să avem grijă de fiecare dată. Trebuie să-i oferim organismului nostru posibilitatea ca acesta să se detoxifieze în liniște. Și acest lucru eu îl fac prin intermittent fasting și sucul de selină și evident prin consumul alimentelor în mare parte în stare crudă, adică având un regim alimentar în proporție de 90-95% raw vegan. Tot practicând din când în când fastingul total și intermittent fasting zilnic, am reușit într-un final ca să practic cu ușurință și fastingul fără apă. Astfel încât în ianuarie 2020 am reușit 72 de ore în care nu am consumat niciun fel de aliment lichid în nici într-o cantitate. Și acestea au fost urmate de altele 26 de ore în care am consumat în exclusivitate doar apă Kangen cu un pH de 11,5. Și abia în zilele următoare am introdus, crescând ușor, progresiv, cantitatea, sucurile verzi și alimentele în stare solidă, crude și încet încet mi-am revenit la alimentația mea normală. Și drept procesul a fost unul atât de simplu și atât de ușor de realizat de către mine, încât nici mie nu mi-a venit în acel moment să cred că am reușit acel lucru. Dar până la urmă am lucrat ca să ajung acolo timp de 5 ani. 5 ani în care am îmbunătățit stilul meu de viață în general. Și am ajuns la acea performanță datorită unei motivații și discipline zilnice. Și credeți-mă, dacă s-ar fi întâmplat ca în perioada în care am făcut acel fasting să fi simțit o stare de sete sau de foame sau de rău foarte și foarte accentuată, care să-mi producă foarte și foarte mult stres, m-aș fi oprit imediat acolo și aș fi încercat lin să ies din acel fasting. Pentru că eu niciodată atunci când intru într-un fasting nu îmi setez niște limite foarte și foarte drastice la care să ajung și niciodată nu știu când el o să se termine, pentru că de fiecare dată sunt foarte și foarte atentă la organismul meu, la modul în care el încearcă să-mi comunice, să-mi transmită semne cât mai poate și cum mai poate și când este momentul ca să mă opresc. Din acest motiv vă recomand de fiecare dată ca în momentul când decideți să implementați ceva în stilul vostru de viață, fie că este vorba despre o nouă terapie, un tratament, un nou obicei sau un aliment în sine, încercați să vă documentați cât mai mult despre acesta. Să fiți siguri că v-ați informat, pentru că doar în acest mod veți putea să-l implementați, să-l introduceți corect și să puteți să beneficiați de pe urmele acestuia și să nu produceți organismului vostru mai mult stres, pentru că acel stres o să-i producă multe și multe daune. Din acest motiv, din păcate, fastingul este catalogat ca fiind ineficient, pentru că foarte multă lume nu știe cum să-l practice. Intră foarte rapid și ies la fel de rapid și își produc tot felul de stări de rău pe parcursul acestuia și după. Și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că acești oameni nu știu cum să se atârne cu blândețe și iubire față de corpul lor și nu au răbdare. Toată lumea își dorește să își rezolve problemele foarte și foarte rapid. Dar credeți-mă, răbdarea este cheia succesului. Trebuie să aveți răbdare, trebuie să oferiți timp organismului vostru ca el să se adapteze blând la orice schimbare pe care voi doriți să o implementați. Eu vă spun cu inima deschisă că efecte mai bune decât în urma fastingului eu nu am văzut niciodată. Pentru că felul în care te încarcă cu energie, modul în care te încarcă cu putere și felul în care organismul nostru se regenerează în acest timp este uimitor. Și efectele le-am văzut inclusiv pe pielea mea, care pe lângă faptul că s-a curățat foarte și foarte frumos,
excesul de sebum s-a echilibrat, porii au devenit mult mai puțin vizibili. Nu invizibil total, pentru că până la urmă ei sunt o caracteristică a tenului gras, dar în general aspectul a fost unul foarte și foarte frumos și pot să afirm cu tărie că tenul meu la 32 de ani arată mult mai bine decât acum la 20 de ani, când era atât de încărcat și plin de acne în diferite părți ale acestuia. Dureri menstruale, dureri de cap, stări de rău, insomnii și multe altele, care din păcate sunt atât de comune și au devenit o normalitate în viața noastră, nici nu mai știu cum se simt. Pentru că un stil de viață sănătos ne ajută ca să ne echilibrăm noi cu noi și cu organismul nostru și să trăim în armonie, astfel încât nu mai simțim niciodată tot felul de aceste lucruri, pentru că ele nu sunt normale. Nu este normal să ai dureri menstruale, nu este normal să te doară capul, nu este normal să ai insomnii în fiecare seară și să nu poți să ai un somn odihnitor sau multe, multe altele. Și de fiecare dată când simt cel mai mic disconfort, încerc să fiu atentă la corpul meu și încerc să rezolv acea problemă. Și chiar atunci când îmi iese un pustul, oricât de mic nu ar fi acesta, ceea ce se întâmplă foarte și foarte rar în ultima perioadă, știu ce am de făcut, știu că trebuie să mă detoxifiez, știu că în organismul meu poate s-au adunat prea multe grăsimi sau prea multe toxine și atunci încerc să fac un fasting sau să elimin în totalitate 100% orice aliment gătit, glutenul sau orice este dulce, chiar dacă acel dulce este sănătos. Și de fiecare dată reușesc ca în câteva zile să-i dau un restart organismului meu, astfel încât să nu ajung ca toate aceste lucruri să fie cronice. Pentru că bolile cronice, din păcate, au invadat atât de mult societatea noastră, încât pur și simplu nu ne mai permit ca să putem să trăim frumos, ca să putem să vedem toată frumusețea acestei lumi în toată splendoarea ei. Eu chiar că știam că sunt bine, simțeam acest lucru în fiecare celulă din corpul meu. Pentru că atunci când reușești să te conectezi cu corpul tău și să creezi această legătură, această conexiune foarte și foarte puternică, reușești să te scanezi fără ca să mai ai nevoie ca alte investigații, precum un computer tomograf sau un RMN sau o ecografie, să-ți mai confirme că ești bine. Dar cu toate acestea, știam că se apropie momentul în care voi fi aici în fața voastră și îmi voi spune povestea. Și nu puteam să fac acest lucru fără ca să am și o dovadă științifică care să-mi demonstreze 100% că sunt sănătoasă. Așa că am decis pe 6 noiembrie 2020 să fac acea investigație de computer tomograf ca să-mi evaluez starea în care se află plămânii mei, unde riscul ca să metastazeze acel tip de cancer era foarte și foarte mare, mai ales în condițiile în care acum un an, în noiembrie 2019, au fost identificate acele blocuri de adenopatie mediastinale de peste 2 cm și despre evoluția cărora eu nu știam nimic până în acel moment. Și am mers să o fac cu toată încrederea și m-am simțit atât de bine de această dată, pentru că am mers ușurată, știind deja care va fi rezultatul acestui computer tomograf. Știam că toate au fost ca și dispărute și că toate sunt de domeniul trecutului și că nimic nu mă mai poate îngrijora în legătură cu starea mea de sănătate, pentru că sunt perfect sănătoasă. Mai mult decât atât, după ce am efectuat acel computer tomograf, în timpul unui curs online, până să primesc rezultatul, am fost ghidați într-o meditație. O meditație în urma căreia am adunat în palme, ca într-o sferă, o energie. O energie vindecătoare pe care trebuia să o transmitem cu intenție către o zonă a corpului unde simțim noi că ar avea nevoie de aceasta ca să se vindece, ca să își găsească echilibrul său. Și în momentul în care ni s-a spus să o ghidăm cu intenție într-acea zonă, eu m-am simțit blocată, am rămas cu ea în mână și nu știam ce să fac, pentru că în acel moment, din tot corpul meu, nu am simțit absolut nicio zonă care ar fi avut nevoie suplimentar de acea energie și simțeam că dacă aș fi dus-o oriunde aleatoriu în corpul meu, aș fi creat un surplus de energie și un dezechilibru și nici de acesta n-aș fi avut nevoie. Și am fost atât de șocată, plăcut șocată și atât de bucuroasă, pentru că în sfârșit am primit răspunsul cel mai clar și direct de la mintea mea, de la corpul meu. Și nu venea să cred că și mintea mea în sfârșit crede că fiecare celulă din corpul meu este 100% sănătoasă, pentru că am lucrat atât de mult ca să o conving, ca în sfârșit ea să ajungă să mă convingă pe mine. Pe 13 noiembrie 2020 am primit rezultatul acelui computer tomograf și mi-au dat efectiv lacrimile și le-am permis să curgă și nu am vrut să se oprească, pentru că erau lacrimi de fericire, pentru că până în acel moment, de atâtea ori mi s-a întâmplat,
să văd rezultate negative, să plâng în urma unor rezultate care erau tot complet devastatoare pentru mine. Și nu puteam să scap acel moment în care să plâng de fericire, efectiv că sunt 100% sănătoasă. Pentru că acel computer tomograf nu a identificat absolut niciun alt nodul în corpul meu, niciun fel de metastază, niciun fel de alt ganglion inflamat, iar ganglionii din mediastin erau complet recuperați. Nu mai erau descriși acolo nici măcar ganglioni inflamați, dar cu atât mai mult blocuri de adenopatii mediastinale. Erau descriși în acel rezultat al computerului tomograf doar acei 3 ganglioni din axilă care au fost identificați și pe 15 august 2020 în urma acelei ecografii de sân pe care am efectuat-o, dar care din fericire nu și-au mărit dimensiunile și știam atunci, mi s-a confirmat încă o dată că sunt reactiv și cu siguranță mai este nevoie de timp, trebuie să am răbdare până când și aceștia își vor reveni la starea lor normală și m-am bucurat atât de mult și m-am simțit încă o dată atât de puternic încărcată și cu atât de multă energie încât m-am simțit că sunt în lumină. Eram exact în lumină, acolo unde îmi doream să ajung. Și chiar că pe alocuri nu venea să cred, știam că sunt bine și înțelegeam că trebuie să mă bucur de acest moment din plin, pentru că cu siguranță intensitatea acestuia va scădea de la o clipă la alta, de la o zi la alta, așa că mi-am permis să-l trăiesc din plin. Mi-am permis să trăiesc acea explozie de bucurie, acele lacrimi de fericire, până la ultima, până când am simțit că m-am descărcat de orice energie negativă care ar fi putut să-mi umbrească mie viața. Am simțit atunci că m-am născut a doua oară, într-o vineri 13 în 2020, când cu 28 de ani în urmă s-a născut și fratele meu mai mic. Greu de exprimat în cuvinte tot ce am simțit în acele momente, dar totul a fost parcă înălțător la cer. Eram în lumină, mă aflam exact în capătul tunelului, doar că de această dată în celălalt capăt, la care mi-a revenit atât de mult să ajung și în drum spre care m-am împiedicat de atât de multe ori. Și eram în lumină acum, mă scăldam în plină lumină, eram complet vindecată și mă bucuram din plin de acel moment. Și nu am regretat absolut niciodată niciun fel de alegere pe care am făcut-o. Și sunt profund recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat, pentru toate lecțiile de viață pe care le-am primit. Și sunt absolut conștientă că toate alegerile m-au adus exact în punctul în care sunt astăzi, care este mai mult chiar decât am visat eu vreodată. Sunt absolut sigură că vă întrebați cum ar fi fost dacă aș fi acceptat tratamentul de chimioterapie și radioterapie și poate vă gândiți că acesta m-ar fi ajutat ca să rezolv problema mult mai repede, dar vreau să vă aduc încă o dată aminte că puterea acestuia, care trebuia să fie dată de cantitatea crescută de substanțe toxice care trebuiau să fie mie introduse în corp, era una foarte și foarte mare. Și eu am simțit în interiorul meu că toate acelea o să mă distrugă. Și indiferent care ar fi fost rezultatul, cu siguranță ar fi fost 2 ani de infern minim, în care eu nu aș fi fost în stare să îmi dezvolt o afacere pe care am dezvoltat-o, să-mi cresc în liniște copilul, să-mi cresc și să-mi dezvolt un organism 100% sănătos, să-mi cresc speranța la viață și să evoluez și să realizez atât de multe lucruri până în ziua de astăzi și să am atât de multe obiective pentru viitor, pentru că mă simt în totalitate putere ca să pot să ating orice lucru îmi propun. Și toate acestea sunt atât de importante încât vă asigur că niciun fel de tratament de chimioterapie și radioterapie, cel puțin în cazul meu, nu vă recomand vouă ca să faceți același lucru, pentru că nu uitați, orice situație, orice poveste este individuală și niciodată nu există un tratament general valabil, pentru că cu toții suntem foarte și foarte diferiți. Important este că, indiferent de tratamentul pe care îl alegeți, fie că este vorba de chimioterapie, radioterapie sau un alt tratament alternativ, să o faceți crezând în el cu toată ființa voastră. Și atunci sunt sigură că veți reuși. Și sunt absolut conștientă că foarte multă lume reușește să se salveze efectuând și tratamentul de chimioterapie și radioterapie, doar că de fiecare dată mă întreb cum ar fi fost ei fără toate aceste tratamente, cum ar fi fost viața lor dacă ar fi reușit să-și schimbe stilul lor de viață. Nimeni nu știe, din păcate, pentru că dacă s-ar fi efectuat acest experiment și pe niște gemeni, cu siguranță nu am fi putut să aflăm un răspuns 100% sigur, pentru că și aceștia sunt diferiți. Pentru că până la urmă orice tratament, orice medicament pe care îl implementăm în corpul nostru reacționează și în funcție de gândurile și emoțiile pe care le simțim, iar acestea sunt foarte și foarte diferite de la un om la altul. Ceea ce sunt absolut sigură este că cu siguranță
Dacă aș fi identificat un chirurg bun din prima, care să aibă experiență suficientă și competență în chirurgia oncologică a sânului și cel mai important să-și dea silința și interesul și să excizeze acea tumoare în totalitate cu margini de rezecție sănătoase, cu siguranță o altă recidivă nu s-ar mai fi produs. Dar din păcate se pare că a trebuit să îmi primesc foarte și foarte multe lecții de viață pe care să mi le însușesc. Și drumul meu a fost unul mai lung, dar cu siguranță m-a dus exact în punctul unde mi-am dorit. Și după cum am mai spus și anterior, în punctul în care poate sunt mai mult decât am visat vreodată, dar cel mai important este că și de aici pot să evoluez, pentru că până la urmă, satisfacția cea mai mare este când realizezi ceva, dar când știi că mai sunt și alte trepte de urcat în sus spre evoluția ta. Și atunci te simți cea mai mulțumită de tot ce ai realizat până în acel moment. Iar stilul meu de viață pe care îl am în acest moment, care poate pentru mulți dintre voi poate să fie o extremă, eu am lucrat la el timp de 5 ani. 5 ani în care am încercat să-mi obișnuiesc organismul, să introduc și să implementez tot felul de lucruri noi care să îmi îmbunătățească acest stil de viață și totodată să-mi crească speranța la viață, să-mi întărească organismul și imunitatea acestuia, ca acesta să poată să facă față la orice schimbare negativă care poate să aibă loc. Extremele, dragilor, sunt exact acele lucruri, acele obiceiuri, acele diete pe care voi încercați să le introduceți brusc în stilul vostru de viață. Acel fasting în care nu știți cum să intrați și să ieșiți și totul se întâmplă foarte și foarte rapid și organismul vostru nu reușește să se adapteze, pentru că, după cum am spus și anterior, organismul are nevoie de o perioadă de adaptare și nu trebuie bruscat niciodată. Tot timpul trebuie să ne atârnăm cu iubire și blândețe față de noi și față de el și să implementăm lucrurile într-un mod cât mai lin posibil și să renunțăm la tot felul de diete, dar să încercăm să ne construim un stil de viață sănătos, pentru că doar acesta este cheia succesului nostru. Și oricât de diferit ar fi un alt stil de viață, cum este cel al meu, și oricât de greu poate de realizat pentru mulți dintre voi, acest lucru nu înseamnă că este o extremă. Pentru că gândind în felul ăsta, nu faceți decât să vă aduceți mai multe argumente ca să implementați în acest mod cât mai puține schimbări în stilul vostru de viață. Pentru că din anumite motive, ceva vă ține în zona voastră de confort și nu vă permite ca să fiți mai buni decât atât. De multe ori sunt întrebată de ce consider că un stil de viață sănătos este cheia succesului și unicul practic pe care îl văd eu capabil ca să ne ajute să ne găsim echilibru pe toate planurile. Și de fiecare dată mi se dă exemplul persoanelor care au atins vârste înaintate și au trecut chiar de 80-90 de ani având niște obiceiuri nesănătoase, cum ar fi de exemplu fumatul sau alcoolul. Ei bine, dragilor, vreau să vă spun că nu suntem cu toții la fel. Și, într-adevăr, unele persoane pot avea mai multe resurse cu care au venit pe acest pământ. Dar cu toate acestea, ele nu ne garantează că în momentul în care noi alegem să facem lucruri care sunt total nesănătoase și alegerile noastre contravin cu necesitățile organismului nostru, toate acestea nu ne garantează calitatea vieții noastre. Și oare am ajuns să credem și să ne măsurăm reușitele noastre în funcție de cantitate și nu de calitate? De câte ori v-ați întrebat, oare câte medicamente a luat un om de-a lungul vieții sale ca să-și crească speranța la viață? Oare câte gânduri și emoții negative a simțit, care au creat acele insomnii și migrene, care l-au dus practic în pragul ca acesta să dezvolte niște dependențe de alcool, țigări, droguri și așa mai departe? Pentru că la baza fiecărei dependențe stă o stare puternică de anxietate, o lipsă, practic o incapacitate de a putea să-ți găsești plăcerea în alte surse în această viață. Și de fiecare dată la baza unei dependențe stă și o lipsă foarte mare de iubire de sine. Oare câte momente fericite a avut acel om în viața sa? Oare câte momente în plină vitalitate a corpului său a simțit acea putere și energie de a fi în stare să facă orice lucru pe acest pământ și a simțit această fericire absolută în care ești în putere să poți să realizezi și să te poți bucura în prezent fiind și nu în viitor sau în trecut de frumusețea acestei lumi? Ei au fost de fiecare dată împământiți prin toate aceste dependențe și nu mai judecați oamenii cât de sănătoși sunt doar uitându-vă câți ani au și la ce vârstă au ajuns, având toate acele obiceiuri nesănătoase. Pentru că nu este relevant, unii oameni pot să realizeze în 2 ani câți alții în 10 și atunci rămâne relativ să ne gândim oare câți ani am trăit fiecare pe acest pământ, pentru că de multe ori s-ar putea să trăim într-un an cât alții nu au putut să o facă într-o viață. Așa că încetați să vă mai gândiți cât de sănătos este un om în funcție de vârsta la care a ajuns, pentru că acest lucru, după cum am spus, este absolut total irelevant.
Încercați să spargeți toate miturile acestei societăți. Încetați să vă mai lăsați atât de ușor influențați și să deveniți vulnerabili. Pentru că toate acestea au fost făcute ca să vă manipuleze, ca să vă demonstreze că sunteți slabi și că nu puteți să vă luați viața în propriile voastre mâini și că nici într-un caz nu sunteți în stare să dețineți controlul asupra ei. Încercați de fiecare dată să aveți o gândire critică, să treceți totul prin filtrul vostru propriu și de fiecare dată să priviți orice situație din poziția de observator. În primul rând, să vă observați pe voi și după și pe ceilalți. Să observați ce gânduri vă trec prin minte, ce stări trăiți în acest moment, ce emoții simțiți și, mai mult decât atât, ce vă doriți cu adevărat să faceți exact în acest moment. Pentru că atunci veți primi răspunsul. Și acel răspuns vă va ghida către ceea ce inima voastră, sufletul vostru râvnește atât de mult să se realizeze în această viață. De mici am fost crescuți cu diverse gânduri și credințe limitative, care, din păcate, ne-au influențat foarte și foarte mult viața și ne influențează în continuare alegerile pe care le facem. Unele dintre acestea ar fi, de exemplu, cum ar fi după bine vine rău sau după râs vine plâns. Oare este logică această cazualitate? Oare a fost ea demonstrată cu adevărat? Și oare merită să o păstrăm în viața noastră? Oare merită să credem în toate acestea? Pentru că, din păcate, lucrurile, aceste fraze, aceste gânduri, aceste credințe ne-au fost puse când eram foarte și foarte mici, când am absorbit ca niște bureți tot ce ni se oferea ca și informație. Și au fost acolo foarte și foarte bine impregnate în subconștientul nostru și în prezent ne influențează toate alegerile pe care le avem noi. Și eu mi-am dat seama cât de important este să trăim liber, fără ca să avem tot felul de astfel de gânduri și fără ca să ne simțim influențați de toate acestea. Și în momentul în care am reușit ca să-mi spun corect afirmațiile, ca să cred în ele, am scăpat de diverse gânduri limitative despre care o să vă povestesc în continuare care sunt acestea. Primul gând limitativ care m-a obsedat o lungă perioadă de timp a fost acela că nu este bine să ai un singur copil. Și nu o să vă exprim aici motivele din care societatea ne învață că nu este bine să ai un singur copil, pentru că nu acesta este subiectul videoului propriu-zis, dar ceea ce vreau să vă transmit este că această credință limitativă m-a obsedat atât de mult, o perioadă atât de lungă, încât m-a făcut să trec prin niște stări și emoții de nedescris. De fiecare dată când treceam printr-o nouă recidivă, primul meu gând nu era despre recidiva propriu-zisă sau despre cum să depășesc acea situație. Primul meu gând era că încă minim un an eu nu pot să fac un alt copil. Și chiar dacă eu aveam deja experiența unei sarcini pe care am dus-o cu un nodul canceros încă de la început, cu siguranță nu îmi doream să se mai repete și îmi doream ca acel al doilea copil să se dezvolte într-un mediu perfect sănătos. Chiar dacă și primul s-a născut perfect sănătos și el și sarcina am dus-o fără absolut nicio problemă. Și toate aceste gânduri m-au chinuit o lungă perioadă de timp, până în momentul în care pur și simplu am simțit ca o iluminare și mi-am dat seama că nu este o regulă câți copii trebuie să fie într-o familie. Nu este o regulă nici măcar care să fie distanța între aceștia, ca ei să crească niște adulți sănătoși și echilibrați. Și în acel moment m-am simțit atât de ușoară, atât de eliberată de toate acele gânduri și mi-am dat seama că uneori un gând poate să aibă o greutate asupra noastră mult mai mare decât orice greutate pe care noi putem fizic, efectiv, să o cărăm în spate. Și din acel moment am realizat cât de frumoasă este viața și cât de binecuvântată sunt că am un copil sănătos și că dacă o să se întâmple în viitor să fiu sau să nu mai fiu mamă, să am 1, 2 sau încă 3 copii, nu se știe, dar acest lucru nu ar trebui clar pe mine să mă obsedeze în prezent și să-mi umbrească tot prezentul și toată fericirea și toate cele momente frumoase pe care eu aș putea să le trăiesc acum. Un alt gând limitativ care practic s-a dezvoltat pe parcursul acestor 5 ani a fost acela că cu cât mai mulți bani fac, cu atât mai mulți bani cheltui pe sănătatea mea. Și îmi tot spuneam aceste lucruri de fiecare dată și de fiecare dată ele se adevereau din ce în ce mai mult în realitatea în care trăiam, pentru că operațiile deveneau din ce în ce mai scumpe. Investigațiile și ele la fel. Suplimentele noi pe care îmi doream să le încerc și terapiile și acestea mai scumpe. Și vă spun sincer că în 5 ani am cheltuit pe sănătatea mea cât pe puțin o garsonieră în București. Și cu cât mai mult îmi spuneam că cu cât mai mulți bani fac, cu atât mai mulți cheltui pe sănătatea mea, cu atât mai mult se realiza acest lucru. Și toți banii pe care îi făceam, care începeau să fie din ce în ce mai mulți, pur și simplu treceau prin mine și parcă îi îndreptam către această gaură neagră care niciodată nu se mai umplea. Până într-un moment în care mi-am spus stop.
stop. Cum ar fi să mă gândesc din acest moment că toți banii pe care îi fac, mă bucur de ei în primul rând, îi investesc profitabil și economisesc cu succes. Și de fiecare dată din acel moment mi-am repetat acea frază. Mi-am repetat acele cuvinte și am crezut în ele, astfel încât am ajuns să efectuez investigații fără plată, pentru că până în acel moment nu se întâmpla, de fiecare dată trebuia să le fac foarte repede și să obțin rezultatele rapid și nu reușeam să le fac prin casa de asigurări. Am renunțat în proporție de 99% la suplimentele pe care le iau și am început să mă bucur de roadele muncii mele, efectiv să mă bucur de banii pe care îi fac. Și m-am bucurat și mai mult când am văzut că, efectiv, prin schimbarea unui gând, prin faptul că îți repeți în fiecare zi anumite lucruri, se pot realiza ca prin minune unele dintre ele. Pur și simplu, într-o zi, ajungi să trăiești exact ceea ce tot ți-ai repetat tu de mai multe ori și ți se pare un miracol, dar de fapt tu ești acel care a lucrat la miracolul tău. Și uneori lucrurile se întâmplă atât de rapid în momentul în care reușim să ne schimbăm aceste credințe, să ne eliberăm de toate aceste gânduri și este atât de important să o facem. Și încă o dată vreau să vă aduc aminte cât de important este ca să avem mintea noastră liberă și cât de bine o să dormim noaptea și cât de odihnitor va fi somnul nostru în momentul în care vom reuși să ne eliberăm de toate aceste gânduri și credințe. Pentru că odată cu ele vor pleca din viața noastră și toate emoțiile și toate celelalte gânduri conexe, negative și vom fi liberi, puri și curați. Astfel încât să putem și să avem curaj ca să experimentăm tot felul de experiențe noi în această viață și să vedem cât de frumoasă ea este cu adevărat. În ianuarie 2021 s-au făcut 6 luni de la operația de mastectomie unilaterală cu reconstrucție imediată, cu implant siliconic anatomic și microstructurat și membrană acelulară. Și mi s-a comunicat atunci că abia peste 6 luni putem să discutăm despre o reconstrucție mamară, practic o simetrizare a celor doi sâni ai mei, pentru că în urma acelei operații eu am rămas cu un sân mai mare, de aproximativ 2-3 ori mai mare, cel reconstruit decât cel natural. Și în toată acea perioadă a trebuit să folosesc tot felul de peduri ca să uniformizez aspectul sânilor mei. Și acest lucru mă obosea foarte mult și înțelegeam cât de importantă este starea mea psihică și că aceasta poate să mă influențeze foarte și foarte mult în ceea ce privește sănătatea corpului meu fizic. Așa că am considerat oportun ca să fac acea operație cât mai curând posibil din momentul în care sunt eligibilă să o fac. Chiar dacă ghidurile de practică ar indica că poate ar fi bine să se efectueze, să se mai intervină pe sân doar în momentul în care a trecut o perioadă de un an sau poate chiar doi și în toată acea perioadă nu a apărut niciodată vreo recidivă. Doar că eu, cum am spus, îmi doream să o fac cât mai repede pentru că îmi crea un disconfort mult prea mare. Așa că pe 21 ianuarie 2021 am programat operația propriu-zisă. Și înainte de operație am făcut toate analizele și investigațiile necesare, dar și mai important am repetat ecografia de sân, care din fericire nu a identificat niciun fel de alt nodul sau chist în ambii mei sâni și niciun fel de recidivă. Și doar doi din acei ganglioni inflamați, 3 la număr, care erau înainte, au rămas încă inflamați reactiv. Și de această dată eram absolut 100% sigură că sunt reactiv, pentru că mai mari decât atât în dimensiune ei nu au crescut și mai mult decât atât unul deja și-a revenit. Deci era o întrebare doar de timp, când și ceilalți doi o să-și revină. Implantul anatomic care a fost folosit la ultima operație de reconstrucție mamară nu a fost tocmai cea mai bună decizie pentru mine, pentru că timp de acele 6 luni acesta s-a lăsat în jos un pic mai mult și de asemenea și-a schimbat și forma. Așa că am decis ca de această dată să se folosească un implant mamar rotund, pentru că acesta oricum nu s-ar roti, oricum nu s-ar mișca, în orice direcție nu ar face-o, el nu ar putea să modifice foarte mult aspectul sânilor mei. De asemenea, mi s-a comunicat că un implant mamar rotund arată mult mai bine în timp decât unul anatomic. Totodată s-a folosit un implant mai mare de 380 ml în loc de cel de 280, iar pentru simetrizare la celălalt sân s-a folosit un implant de 310 ml care a fost introdus subpectoral. Am rugat în cadrul aceleași operații să se intervină și asupra cicatricei mele, care pe alocuri dezvoltase niște zone hipertrofe din cauza tensiunii care se crease acolo din lipsă de țesut cutanat suficient. Doar că am rugat insistent ca să-i se păstreze conturul acestea, pentru că ea are conturul perfect al unei inimi. Al unei inimi care niciun chirurg nu s-a gândit să o deseneze pe corpul meu, dar pur și simplu a apărut acolo și mi-am dorit foarte și foarte mult să o păstrez. Chiar dacă nu este o inimă mică, este una chiar foarte mare. Dacă am luat să o măsurăm cu un fir de ață, acesta ar fi de aproximativ 40 de centimetri. Dar cu toate acestea mi-am dorit foarte și foarte mult ca să o păstrez, să-i păstrez forma. Forma acelei inimi care a fost desenată pe corpul meu în urma tot prin ce am trecut eu, în urma tuturor celor
5 operații care s-au efectuat și prin care s-au intervenit de fiecare dată într-un mod diferit pe același sân pentru ca să se excizeze acel nodul. Toți acei noduli, de altfel, care au fost 4 la număr. Și evident că și după această operație nu am luat absolut niciun medicament și niciun fel de analgezic pentru că mi-am dorit ca să simt toate cele dureri, dar mai mult decât atât, nu ca să simt durerile, dar ca să simt cum corpul meu de la o zi la alta este din ce în ce mai bine. Și am făcut din nou diferența cât de importantă este acea membrană celulară pe care am folosit-o, pentru că durerile la sânul unde implantul mi-a fost introdus subpectoral erau cumplite. Nu vă pot exprima cât de mult mă dureau și aproape că mâna nu puteam să o mișc deloc, iar fiecare pas îmi dădea o durere foarte și foarte mare. Pe când la celălalt sân, unde s-a efectuat mastectomia și capsula a fost creată de către acea membrană acelulară și practic implantul nu a fost introdus subpectoral, nu am simțit o durere atât de mare și m-am bucurat foarte mult de decizia pe care am luat-o, pe lângă faptul că aspectul sânului arăta foarte și foarte bine datorită acelei membrane acelulare care a fost folosită. Am ajuns acasă în dureri cumplite. Fiecare pas îmi crea o durere de nedescris în cutia toracică. Mă durea un sân mai mult decât altul. Nu eram în stare nici măcar să deschid sau să împing o ușă. Evident că și înainte de această operație m-am pregătit pentru că eram singură și știam că nimeni nu poate să mă ajute. Așa că mi-am făcut provizii, mi-am făcut curățenie și aveam în casă tot ce aveam nevoie ca să pot să trăiesc o lungă perioadă de timp fără ca să mă deplasez. Dar cu toate acestea nu am putut să anticipez pofta de Rodi și era atât de mare încât m-am ambiționat ca în acea stare, imediat după ce am fost externată, să merg până la supermarket. Și am făcut acea distanță timp de 30 de minute, pe care o făceam în mod normal în 5 minute și în dureri cumplite. Dar, în schimb, mi-am cumpărat acele Rodi și am consumat timp de 2 luni câte 2 Rodi pe zi, care au însemnat una dintre mesele mele. Și în continuare am consumat apă Kangen, suc de țelină. Am făcut intermittent fasting și am avut o mâncare preponderent ro-vegană. Trecusem prin dureri cumplite până la supermarket, iar parcursul a fost mai lung decât m-aș fi așteptat eu și nu mai aveam suficient curaj și putere ca să mai ajung și până la farmacie. Chiar dacă aceasta era foarte aproape de mine, doar că într-o altă direcție. Și eu simțeam că îmi pierd controlul de durere, simțeam că o să leșin și nu am mai putut să mai ajung până acolo. Și eu de această dată chiar am avut toată intenția ca să urmez rețeta prescrisă de către medici, pentru că ei m-au convins ca să iau acele antibiotice, pentru ca să evit orice tip de infecție în corpul meu. Pentru că de această dată, după această operație, în corp mi-au fost introduși 2 corpi străini și pe lângă faptul că nu trebuia să dezvolt niciun fel de infecție și trebuia să o evit maxim posibil, de asemenea, organismul meu trebuia să-i accepte și nici într-un caz să-i respingă. Dar am încercat și de această dată să văd situația într-un mod pozitiv și să o văd ca o oportunitate ca din nou să procedez în stilul meu. Așa că am ajuns acasă și în următoarele zile am luat de 3 ori pe zi câte 3 picături de ulei de oregano, care este un antibiotic natural. Și de asemenea am încercat să am grijă foarte mare la ceea ce introduc în organismul meu, la ceea ce mănânc. Și am încercat să scad pe cât posibil cantitatea de alimente, dar totodată să acoper toată paleta necesară de nutrienți, astfel încât să am suficientă energie, dar totodată ca această energie să se folosească mai puțin pentru digestie și să se canalizeze maxim către regenerare și vindecare. Durerile erau cumplite, încât abia puteam să mă ridic din pat. Întreg procesul îmi lua aproximativ 5 minute și nu glumesc. Abia în câteva zile am reușit la o performanță de 2 minute. Nu puteam să mă întorc nici pe o parte și nici pe alta. Nu puteam nici măcar să mă împing sau să mă târâi. Și orice mușchi îl încordam din orice parte a corpului meu mă durea cumplit în cutia toracică. Și nu-mi venea să cred prin toate acele dureri prin care treceam. Îmi era greu să merg la baie și de asemenea greu câteodată să mă duc să-mi fac ceva de mâncare. Dar chiar din primele zile am început să-mi fac sucul de țelină. Doar că spre uimirea mea, mi-a fost atât de greu să tai în acele tije de țelină, care de altfel se taie atât de ușor, mai ales cu un cuțit ceramic atât de ascuțit pe care l-aveam eu. Doar că durerea ca să tai era atât de mare încât aveam impresia că tai în acea țelină cu întreg corpul meu. Și spre surpriza mea,
De asemenea, când am vrut să-mi fac acel suc de țelină, am observat că toate paharele erau spălate și aranjate frumos acolo sus în dulap înainte de operație și eu nu puteam să-mi ridic brațele. Abia că ajungeam până în bucătărie, dar cu atât mai mult nu puteam să împing un scaun până acolo și mai ales să mă și urc pe el. Și bine că am avut niște borcane în dulapurile de jos și am putut să le refolosesc ca să pot să consum acel suc de țelină în următoarele zile. Și m-am bucurat atât de mult că am reușit această performanță, iar abia doar peste câteva zile am fost capabilă ca să-mi fac și o salată, pentru că îmi era atât de greu să curăț acea țelină, dar cu atât mai mult aveam nevoie de forță să încordez mușchii ca să pot să o dau prea răzătoare. Și m-am bucurat fiecare performanță de acest gen care, de altfel, înainte o făceam cu atât de multă ușurință, acum mi se dădea atât de greu și efectiv mă bucuram de fiecare dată când mișcam un deget și nu mai simțeam suficientă durere. Și în continuare refuzam ca să iau vreun orice tip de analgezic pentru că vroiam să-mi simt corpul meu. Nu vroiam să-l bruschez pentru că știam că acestea o să mă amorțească și nu o să-mi permită ca să pot să-mi simt corpul și riscam ca să fac mișcări foarte și foarte bruște și nu-mi doream acest lucru. Îmi doream ca să mă atârn cât mai blând față de el și să pot să-i ofer timpul necesar ca el să se regenereze. Și dacă era să fie necesar să stau în pace o săptămână și două, aș fi stat-o doar ca să-i ofer lui timpul necesar ca să se recupereze în liniște. Într-un final, am reușit să mă recuperez și să-mi revin și să depășesc toate acele momente grele din viața mea, pentru că această operație, cea de-a șasea, a fost atât de dură cu mine. M-a adus în incapacitatea de a mă ridica din pat, în incapacitatea de a avea grijă de mine și de nevoile mele. Și nu-mi venea să cred, pentru că eu deja aveam experiența unor 5 operații anterioare și de fiecare dată, chiar dacă durerile au fost la fel de intense, niciodată nu s-a întâmplat ca ele să persistă o perioadă atât de lungă de timp. Probabil pentru că de fiecare dată am fost operată doar la un singur sân și cumva am avut celălalt braț cât de cât liber de care am putut să mă ajut. De această dată am fost operată la ambii sâni și imobilizată din ambele părți. Și mi-era atât de greu să efectuez activități simple zilnic, dar cu toate acestea m-am ambiționat încă în prima săptămână după operație ca să mă spăl singură pe cap și am reușit să o fac fără ca să mișc brațele foarte mult de lângă corp. Și în continuare și la 3 luni după acea operație am foarte și foarte mare grijă cum îmi mișc brațele. Chiar dacă pot să le ridic destul de sus, nu-mi doresc să creez acolo tensiune ca cicatricele să dezvolte din nou zone hipertrofe și eu să fiu nevoită după ca să intervin asupra aspectului lor estetic. Și imediat după ce mi s-au scos acei plasturi, la 2 săptămâni după operație, port în fiecare zi și o să port până la 6 luni sau poate chiar și după, în funcție de evoluția cicatricilor mele, plasturi siliconici pe care aplic în fiecare dimineață, iar seara îi scot și pe timp de noapte aplic o cremă hidratantă și regenerantă acolo. Și am grijă de fiecare dată cum mă mișc și în ce mod o fac. După această operație nu am mai fost nevoită să port un dren și m-am bucurat foarte mult pentru că acesta mi-ar fi creat și mai mult disconfort. Iar la 2 luni și jumătate după această operație am reușit să-mi reiau antrenamentul și m-am simțit mai vie ca oricând. În sfârșit să-mi simt corpul în putere. A fost o realizare foarte și foarte mare pentru mine. După această operație, din păcate, pielea din jurul areolei, sânul unde s-a efectuat mastectomia totală, a început să se usuce. Parcă nu era suficient hidratată, parcă nu ajungeau acolo suficienți nutrienți ca aceasta să poată să se regenereze în liniște. Și nu-mi explicam de ce. Nu-mi explicam de ce apăruse acolo acea eczemă și practic această piele se crăpase și începuse să curgă chiar și sânge pe acolo. Și durerile erau cumplite, care se adăugau la tot bagajul de dureri pe care le simțeam eu în acea perioadă. Simțeam o durere de usturime cumplită care câteodată mă trezea și noaptea din somn. Și nu înțelegeam de ce mi se întâmplă toate acestea, pentru că după operația din vară de mastectomie totală, când mamelonul a avut mult mai mult de suferit pentru că s-a excizat foarte, foarte, foarte mult țesut de sub el, pentru ca să se excizeze acea grefă, ca să fie transmisă examenul anatomohistopatologic intraoperator, ca să înțelegem cu exactitate dacă nu cumva și acolo sunt celule canceroase. Și mamelonul chiar și în timpul operației a avut o problemă de circulație a sângelui, astfel încât după operație a fost și vânăt o perioadă și medicii au avut emoții dacă va rezista sau nu, pentru că după operațiile de mastectomie cu păstrarea mamelonului sunt cazuri în care acesta nu rezistă și
se necrozează și pur și simplu este necesar ca să se excizeze în totalitate. Eu de fiecare dată am avut încredere că el o să reziste și a rezistat și pielea a fost mereu intactă și niciodată nu am dezvoltat niciun fel de eczemă în acea zonă. Înțelegeam că de această dată poate fi și o cauză emoțională, dar în toate acestea am încercat să găsesc o soluție ca să o aplic și local. Până o să-mi rezolv și eu problemele emoționale, toate stările prin care treceam după acea operație. Și am încercat să găsesc pe piață o cremă care să conțină cât mai puține substanțe toxice. Înțelegeam că nu are niciun sens să merg la dermatolog, pentru că acesta cu siguranță urma să-mi prescrie o cremă cu corticosteroizi și eu nu-mi doream ca să aplic acolo o cremă care să conțină astfel de substanță, pentru că până la urmă acela era sânul unde am trăit atât de multe recidive și nu-mi doream ca să aduc acolo mai multă toxicitate. Îmi doream ca acesta să se regenereze în liniște și într-un mod cât mai natural. Și spre uimirea mea am găsit până la urmă o cremă de galbenere care conținea cât mai puține substanțe toxice și am aplicat-o și într-o săptămână pielea și-a revenit. Doar că din păcate, din momentul în care am oprit să aplic acea cremă cu galbenele, din nou a început să se dezvolte acea eczemă. Și atunci mi-am dat seama că probabil trebuie să o aplic o perioadă mai lungă de timp, pentru că celelalte creme și uleiuri nu mă ajutau ca să hidratez suficient pielea din jurul areolei de acolo. Recuperarea după acest tip de operație este una mai lungă, iar rezultatele finale se văd abia după 6 sau chiar și 12 luni. Pentru că chiar și în cazul operațiilor de augmentare mamară a unor sâni perfect sănătoși, rezultatele nu se văd imediat după. Pentru că în urma intervenției chirurgicale acolo se creează o inflamație. O inflamație pe care corpul nostru o rezolvă în timp și diferit pe fiecare parte a sa. Astfel încât în urma acestor tipuri de operații pot să apară mici diferențe, care se rezolvă evident că în timp. Dar cu atât mai mult diferențele apar atunci când un sân este reconstruit aproape de la zero, iar celălalt simetrizat după acesta. Din acest motiv, reconstrucția mamară poate să aibă loc în mai multe etape, dar niciodată nu se știe câte vor fi acestea și care vor fi ele. Și de fiecare dată, abia după 6 luni se poate discuta dacă sunt necesare mici retușuri, mai ales că la 3 luni după operație nu se mai poartă bustiera și după și gravitația își mai spune cuvântul. Între timp, la 2 luni după operație, am mers să efectuez ecografie mamară de control. Și chiar că știam că sunt bine, simțeam și de această dată cu întreaga mea ființă că sunt foarte și foarte bine. Am simțit nevoia și acestei dovezi, pentru ca să mă bucur din plin de sănătatea mea perfectă, fără a avea nici măcar cel mai mic dubiu. În ambii mei sâni nu au fost identificate niciun fel de formațiuni nodulare sau chistice și de asemenea nici acumulări lichidiene care ar fi putut să se întâmple după operații de acest tip la un timp atât de scurt. Și în axilă, acei doi ganglioni care erau inflamați înainte de operația de reconstrucție mamară din ianuarie 2021 și-au revenit complet. În axila mea dreaptă nu au fost descriși niciun fel de ganglioni inflamați. Corpul meu practic își revenise la normal, se regeneraseră complet și eu eram foarte și foarte fericită. Și nu-mi rămâne decât să fiu recunoscătoare, profund recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat și prin tot prin ce am trecut, pentru că toate acestea m-au format și m-au adus exact în punctul în care sunt astăzi și sunt foarte și foarte fericită. Vă mulțumesc din suflet și vă sunt și vouă profund recunoscătoare pentru că ați dat dovadă de atât de multă răbdare ca să ascultați povestea mea până la sfârșit. Aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru și nu uitați că sănătatea este cel mai de preț dar divin cu care ați venit pe acest pământ, așa că păstrați-l, dragilor!